În perioada 26-28 februarie 2022 a avut loc cea de-a 12-a ediție a proiectului Primăvara în ochii copiilor, coordonat de doamna profesor pentru învățământul primar, Cristina Teieru. Păstrarea și promovarea tradiției populare, specific românească, de a întâmpina în timpul primăvara, oferind celor dragi și nu numai, un simbol de suflet, mărțișorul, favorizează dezvoltarea personală a copilului. Cu multă pricepere, dar mai ales pasiune, putem inocula copiilor dragostea și respectul pentru tradițiile, obiceiurile de primăvară, prin realizarea acestui proiect care dorește o sensibilizare a tuturor, o abordare diferită a unei teme atât de impresionante. Prin această activitate ne-am propus să promovăm vechiul obicei al dăruirii la început de primăvară a micilor obiecte artizanale cu rol protector, mărțișorul, să valorificăm potențialul de creativitate al copiilor și al dascălilor. De lungul timpului, în cadrul acestui proiect, împreună, cadre didactice, elevi și părinți, am realizat lucruri frumoase, am adus o bată de culoare în școala noastră, ne-am arătat respectul și prețuirea față de tradițiile și obiceiurile poporului român, am adus bucurie în sufletele semenilor noștri și, nu în ultimul rând, ne-am întrecut în a realiza cele mai frumoase lucrări. Suntem mândri de roadele muncii noastre și întâmpinăm primăvara cu încântare și bucurie. Dăruind un mărțișor sau o felicitare, facem o bucurie cuiva și oferim din căldura sufletească și din dragostea noastră. Elevii școlii noastre, prin talentul, dăruirea și priceperea lor, au adus un zâmbet pe chipurile domnilor pensionari din orașul nostru. Cele mai deosebite lucrări le-au fost dăruite cu mult drag. Mulțumim conducerii școlii pentru sprijinul acordat, doamnelor învățătoare, elevilor și părinților pentru implicarea în acest proiect. Ce frumoase sunt tradițiile românești de mărțișor pe care nu trebuie să le pierdem!